Bun găsit, prieteni! Eu sunt Tudor Curtifan, suntem din nou pe canalele Defense România, pe platformele noastre. Avem o altă emisiune specială a Obiectiv Euroatlantic. Vom diseca cele mai importante teme militare de securitate geopolitice de la nivelul regiunii noastre, pentru că avem un invitat special în persoana domnului Vlad Filat, fost premier la Republicii Moldova. Domnule Filat, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și că sunteți prezent la Defense România. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule premier, am fost la Chișinău, cum am discutat înainte de a intra în emisie în aceste săptămâni și nu am văzut sau nu am simțit un Chișinău în sub stare de asediu, cum uneori uneori percepeam această imagine. Cu toate acestea, se simte o tensiune la nivelul și societății și la nivel politic, se simte impactul unui război hibrid pe care Federația Rusă îl poartă de mai bine de 3 decenii împotriva Republicii Moldova și care, odată cu agresiunea împotriva Ucrainei, s-a accentuat și am simțit și noi acest lucru. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum s-au schimbat sau cum percepeți ultimele evenimente politice. Acum apare o relaxare, dar nu aș putea să o numesc chiar relaxare. În primul rând, mă bucur că ați dat o apreciere corectă vis-a-vis de acest război hibrid, și anume că el durează de 30 de ani, da. A început odată cu războiul declanșat de către Rusia împotriva Ucrainei. Este un război multidimensional, deci are conotația economică, inclusiv utilizându-se o anumită percepție care rămâne a fi favorabilă față de spațiul estic, în mod special față de Federația Rusă, utilizându-se metode din cele mai perverse, dacă îmi permit să spun așa. Acum, ceea ce ține de acalmia aparentă care există, frică mi-e mie că din nou nu se iau în serios obiectivele rușilor, a lui Putin în mod special. Da. Din punctul meu de vedere, este rațional ca toate riscurile despre care s-a discutat și într-o anumită perioadă de timp s-a acționat, poate nu într-o manieră foarte exemplară, să revină pe agenda și să avem pregătit acel scut necesar pentru a face față unor eventuale, din punctul meu de vedere, chiar probabile acțiuni care vor fi în perioada următoare. Ori, noi în față avem anumite acțiuni, dacă mă întrebați de caracterul politic, da? Da. Acțiuni electorale, avem alegeri locale în această toamnă, care cu certitudine vor cunoaște o implicare a Federației Ruse pentru a-și spori influența, da, politică în Republica Moldova. Ori miza este mult mai mare decât înainte, având în vedere acest război din Ucraina. Noi avem, din păcate, în Republica Moldova, ea e numită coloana a 5-a, ori mai puțin contează cum este numită. Eu le mai zic conserve, da? Care reprezintă puncte de influență. Mulți dintre ei, nu se le dau numele sau nu o să încerc să fac analize foarte profundă aici, doar ca și constatare, s-au transformat din proruși și pro-Uniunea Vamală la o anumită etapă de timp în pro-europeni și nu m-ar mira dacă într-o scurtă perioadă de timp se vor transforma în uniuniști. Deci, ca și perspectivă pentru un moment dat sau un moment X în care să fie activi. Da. Ceea ce înseamnă că aparențele înșală, iar această acalmie la care v-ați referit este una foarte, foarte amăgitoare. Și dacă îmi permiteți doar un moment. Da, vă rog. Spuneam că nu trebuie de trecut cu vederea interesul sau scopurile lui Putin sau a Federației Ruse de final. Da? Refacerea într-o anumită are, da, a Uniunii Sovietice. Am dat acest exemplu la un interviu anterior și vă rog să-l acceptați și în această emisiune. Prima întâlnire care am avut eu cu Putin în 2009, în luna noiembrie, aveam o lună și jumătate de mandat. Asta s-a întâmplat în Ialta. A fost așa să fie, că am mers cu el în mașină vreo 40 de minute. Eu am făcut serviciu militar acolo. Prima întâlnire. Cu Vladimir Putin. În mașină, dar serviciu militar separat. Militar, da. Da, pe timpul Uniunii Sovietice. Așa au fost timpurile. Și am făcut o remarcă. Da? Că uite, Ucraina ce mare noroc are, având peninsula Crimeea, este un loc minunat. Replica lui a fost încă o dată noiembrie 2009.
să țin minte că Crimeea, bun, cu tonalitate, ok, să țin minte că Ucraina nu a fost, nu ești, nu va fi pământul ucrainean. 2009, noiembrie. Ceea ce a urmat în 2014, cunoaștem cu toții. De ce am dat acest exemplu repetat aici în spațiul mediatic românesc și sper să ajung până? Că aceste scopuri, odată fiind puse, ele nu sunt abandonate, pur și simplu. Și subestimarea duce foarte des la slăbiciune, care ulterior creează consecințe greu de gestionat. Ați vorbit de coloana 5-a, de războiul hibrid, ați făcut referire la unionism. Știu că sunteți un unionist înnăscut. Mai degrabă reunificator. Reunificator. Și o să explic de ce, dacă e cazul. Nu pot să nu vă întreb, că mi-am adus aminte apropo de ceea ce ați spus dumneavoastră, că în România a existat un scandal monstru, sau există un scandal generat de declarațiile fostului ministru al apărării, domnul Anatol Șalaru, cu privire la anumiți lideri politici care ar fi avut legături cu serviciile din Federația Rusă. Dacă vreți să aveți o... Bun. Eu am spus și ieri în cadrul unei discuții. Nu aș vrea să fiu implicat în clarificările din România sub aspect politic. Sigur. Nu voi da calificări de altă natură, dar totodată nu pot să nu spun că atunci când a fost implementată acea interdicție pentru de Simion este da, urmă, de a intra în Republica Moldova, în cadrul coaliției am avut de guvernare de acea etapă din primăvara anului 2015. Am avut discuții și nu puține, având în vedere că această interdicție viza un cetățean român, european. În consecință a fost, așa cum a fost, convocat șeful SIS-ului de atunci, în cadrul ședinței, dânsul a prezentat anumite informații. Nu se... Bălan era, nu? Da. Da. Deci nu o să intru în detalii care indicau, încă o dată nu dau eu calificative. Da, absolut. Vorbesc de trimiterile care le-a făcut la acea perioadă timp, în cadrul acelei ședințe a Coaliției de Guvernare, din care făcea parte partidul pe care o conduceam eu, Partidul Democrat și Partidul Liberal Reformator. Precum că ar fi fost anumite contacte cu serviciile speciale rusești. Atât pot să vă spun ca și comentariu. În rest, deja... Intrăm în zonele... Da. Da. De ce reîntregitor? Eu pornesc de la un adevăr. Actul Unirii a fost adoptat în anul 1918 și nu a fost abrogat și nu a fost anulat niciun fel. Deci el rămâne a fi valabil. Ceea ce s-a întâmplat într-o procedură forțată, care nu a reprezentat voința cetățenilor. Ori ceea ce trebuie să facem noi în cadrul unui proces, nu în cadrul semnării unui document sau unui act juridico-politic, să ajungem ca acea unire care a fost realizată de înaintașii noștri să revină ca fiind una practică. Eu mai dau exemplul ăsta și cred că veți fi de acord că germanii nu s-au unit după căderea zidului berlinez, dar s-au reunificat. Asta este punctul meu de vedere și de aia merg pe formula respectivă. Am ratat un moment cu toții, mă refer metaforic, noi, toți, ambele maluri românești ale Prutului, am ratat un moment în 1991, s-a ratat atunci momentul. Dacă o să ne concentrăm pe rateri și pe eșecuri, va fi foarte greu să ne mobilizăm și să ne canalizăm energia în realizarea obiectivului, care are, haideți să spunem așa, cu adevărat valență istorică. Da. Acele ratări, acele eșecuri, eu cred că ar trebui să fie calificate, mai bine spus, ca lecții, care sper eu tare mult că au fost învățate de cei care sunt decedenți și care vor fi decedenți pentru perioada de viitor. Ori eu chiar cred că noi, dacă ne vom concentra în realizarea acestui obiectiv, care pentru Republica Moldova este singurul viabil pentru a oferi pentru oamenii care au rămas acolo, viitor în securitate, bunăstare și, desigur, în democrație. Mai puțin să ne uităm ce spun unii sau alții, fiindcă eu mă lovesc foarte des de opinii contradictorii în momentul în care vorbim despre acest proces de reunificare, că cu acest lucru, cu acest obiectiv nu sunt de acord rușii, mai puțin mă interesează ce vor rușii. Nu mă interesează ce vrem noi, românii.
că nu ar fi de acord și alții din... Sau că aducem un milion de ruși în, în granițele... Da, nu sunt un milion de ruși. În Moldova am rămas, din păcate, fiind pe primul loc la capitolul de populare, potrivit ultimului raport ONU, suntem 2.600.000. O ruși sunt, la ora actuală, cel mult 18%, dacă nu mai puțin. Deci, aceste cifre, și apropo, ați menționat un lucru foarte important, aceste cifre și multe alte sperietori, dacă doriți, ele sunt false. Dacă ne uităm obiectiv, pornind de la fapte, nu dorințe sau speculații, lucrurile nu stau atât de complicat și problemele care sunt invocate nu sunt irezolvabile. Din contră, sunt rezolvabile doar că, încă o dată, scop, voință în realizarea acestui scop și cadența necesară prin muncă, nu prin declarații. Și o arhitectură geopolitică favorabilă, pentru că ați adus în discuție momentul 1918 și mi-e place, am spus-o de mai multe ori la anumite posturi de televiziune și îmi place să o repet, că e cu atât mai important unirea aleasă atunci de Basarabia, de Republica Moldova, actuală Republica Moldova, întrucât s-a făcut cu o Românie înfrântă în martie 1918 și o Românie care intrase în primul război mondial pentru Transilvania. Și a fost și chestiunea geopolitică de așa natură. Acum mă gândesc că, nu știu, un scenariu, facem un exercițiu de imaginație, o înfrângere a Federației Ruse, o slăbire puternică după o înfrângere în Ucraina, ar putea deschide sau ar putea pava această cale sau ar putea să o facă mai ușoară? Multe situații de context ar putea să ajute sau ar putea să încurce, doar că eu privesc peste. Deci peste războiul din Ucraina, este greu să privești, dar trebuie. Peste avantaje, dezavantaje, încerc să privesc peste aceste lucruri, punând în prim plan scopul. Da? În anumite situații poate va fi mai greu, dar nu imposibil. Oricum trebuie să ne mișcăm înainte. În alte situații poate va ajuta. Vorbind obiectiv istoric, și 1918, Marea Unire și Mica Unire a fost în perioada războaielor. Război din Crimea, primul, și al doilea, primul război mondial. Nu vreau să fac o paralelă directă, ori trebuie să înțelegem că în perioade de crize majore pot fi realizate și obiective mărețe. Pentru aia trebuie să existe lideri. Lider nu înseamnă funcție, da? Lider nu înseamnă să te afli în mandat sau în exercițiu, nu știu, unei funcții supreme în stat. Lider înseamnă să conduci națiunea spre anumite scopuri cu adevărat importante. Și eu cred că inclusiv contextul este unul aparent, da, critic sau problemă, dar care, dacă ne uităm mai atent și mai în detaliu, el este unul favorabil. Și credeți că acea decizie salutabilă a Chișinăului de a corecta greșeala istorică cu privire la folosirea sintagmei de limba moldovenească și a trece-o pe limba română a fost forțată, sau mediul politic de la Chișinău a fost și forțat la o asemenea decizie în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei? Nu, și vreau să aduc anumite explicații. În primul rând, ceea ce este cu adevărat important, că în Republica Moldova ați fost la Chișinău, de mult timp deja se vorbește limba română. Exact. Și se vorbește bine. Și eu sper foarte mult. Sunteți dovada vie. Bun. Nu știu dacă eu sunt cel mai bun exemplu, dar vă spun la nivel de constatare generală. Eu am făcut studiile la Iași, am făcut dreptul la Universitatea Alexandru Ion Cuza, pentru ce sunt foarte cunoscător profesorilor și oportunității pe care am avut-o, în sensul bun al cuvântului. Este cel mai important lucru. Doi, sintagma din Constituție, dacă este să vorbim obiectiv, a fost înlăturată prin hotărârea Curții Constituționale din 2013. Ceea ce s-a întâmplat acum a fost... O corectare sau o implementare a deciziei respective. Exact. Da. A fost executarea hotărârii Curții Constituționale, care este una obligatorie. Și este bine că s-a întâmplat acest lucru. Comentarii sub aspect juridic sunt multe. Pentru mine este important că acestei polemici și acestui subiect fals în polemica politică din Republica Moldova nu va mai fi posibil. Și este un lucru cu adevărat important. Avem de ce să ne temem de o accelerare a acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova și o încercare de a opri drumul pro-european al Chișinăului în următoarea perioadă, de către Federația Rusă.
Sau mă gândeam că Federația Rusă poate nu are capacitatea financiară de a susține Republica Moldova în contextul actual și și-ar dori o guvernare mai, să spun așa, neutră, că tot există acest termen, mai neutră, care să beneficieze în continuare de finanțare europeană și care politic să meargă pe drumul nostru. Asta cred că ar fi scenariul cel mai... Ați dat răspunsul la întrebarea care mi-a adresat-o într-o manieră succintă și foarte exactă. Doar cu un element, nu este vorba de foarte mulți bani. Trebuie să înțelegem dimensiunea Republicii Moldova și ceea ce ar putea influența într-un sens sau altul. Diferența doar de finanțare este mare. Ceea ce înseamnă finanțare occidentală și ceea ce înseamnă finanțare din Federația Rusă. Finanțarea din Federația Rusă vine în cash către anumite persoane. Finanțarea din Uniunea Europeană vine pentru reforma instituțională și pentru proiecte, fie că sunt domeniul social, educațional sau infrastructură sau investiții în economie. Deci este impactul din Occident care vine ca finanțare general la nivel de funcționalitatea statului, pe partea aia, coruperea decidenților luați ca individ în parte. Și da, Federația Rusă și-ar dori foarte mult, așa cum și-a dorit întotdeauna, iarăși parcursul 30 de ani, să aibă la Chișinău o guvernare fără obiectiv determinat, da? Fără așa un fel de omebă, da? Da. Care să nu se miște nici într-o direcție, dar să nu afecteze într-un fel sau altul anumite interese ale lor. Interesul major al lor este Transnistria. În primul rând, depozitul de muniții, despre care, dacă e cazul, vorbim, dacă nu, este acel contingent militar. Și, desigur, vechelor poveste, cetățenii ruși, care de altfel sunt și cetățeni moldoveni, mulți din ei sunt și cetățeni ucraineni și, apropo, mulți din ei sunt și cetățeni români și bulgari. Dar ce își doresc acei cetățeni? Ce își doresc transnistreni? Acei cetățeni își doresc lucruri mult mai simple decât se pare, da? Și aici, probabil, trebuie să vin cu anumite explicații. Atâta timp cât Transnistria va exista, având la bază acest fundament pe care există la ora actuală, va fi greu să spargem stereotipurile, da? Pentru că ele sunt bazate pe lucruri de care slovesc oamenii de zi cu zi. Cum ar fi? Tariful la energie electrică, tariful la gaz, alte costuri și comparativ, ca să înțelegeți, dacă în Republica Moldova, pe malul drept al Nistrului, tariful la gaz a fost în perioada, și este în continuare, de 29 de lei metru cub de gaz, iar în Transnistria 1 leu, gazul în comparație la fel, vă dați seama că niciodată nu-și vor dori să vină pe dimensiunea asta să integreze. Însă, la ora actuală, noi avem deja un lucru extrem de important care se întâmplă și este rezultatul anumitor acțiuni care le-am întreprins încă în 2012. Avem deja 70.000 de locuitori din Transnistria care muncesc pe malul drept. O dată. Doi, ce ține de sănătate. Deci majoritatea, dacă vorbim de servicii de sănătate mai calificate, majoritatea le au prestate pe malul drept al Nistrului. Acum, imaginați-vă în momentul în care dispare depozitul de muniții, dispare armata, dispare această discrepanță, da? Pentru că eu nu cred că nu se găsea încă plus 30% din suma care a venit cu suportul partenerilor externi în a compensa tarifele la resursele energetice și pentru cei din pe malul stâng. Și încă tot asta coordonat, într-o acțiune coordonată și bine determinată de explicare și de atragere în câmpul constituțional a cetățenilor. Nu vorbesc de conducerea lor, care încă o dată este una foarte fragilă, care au interese foarte simple, economice. Dispare portul Odessa, nu ca port, dispare ca și sursă de contrabandă care trece prin Transnistria și vreau să spun că chiar dacă este război la ora actuală, funcționează schema de contrabandă la același nivel. Cred că mai mare. Chiar dacă este război. Dacă dispare această subvenționare din partea, până la urmă este o subvenționare din partea Rusiei, pentru că acest regim de altfel secesionist, să nu extindem această noțiune asupra tuturor locuitorilor care în regiunea transnistreană sunt circa 360.000, eu cred că sunt mai puțin un pic, în structură 40% sunt moldoveni, 27% ceva de genul ăsta ucraineni, cam la același nivel ruși, declarații etnice. Mai sunt un număr care nu-și declară etnie și asta îi trecem la moldoveni, vă spun de ce, pentru că mulți nu recunosc, și restul etniei mici, bulgari,
și alte etnii. Deci, încă o dată, dacă privim lucrurile pe ansamblu, când ne uităm așa și nu vedem sub, în interior, lucrurile par, cât de complicate este, dar dacă le privești în detalii, poate nu sunt simple, dar sunt clare. De înțeles, mult mai clare, sunt exact. Sunt clare, da. Depozitul, celebrul depozit de muniție de la Cobasna, care e o miză cu adevărat, v-aș întreba, da. 20.000 de tone, dacă nu mă înșel, din care cam 5.000 mai sunt funcționale. Nu putem spune. Nu putem. Eu am fost prim-ministru o perioadă lungă de timp, înainte de asta am fost deputat, ministru de stat, deci am fost în administrare. Este greu de spus. Ceea ce știu, că în 1999, cu certitudine, raportate erau 40.000 de tone, după summitul de la Istanbul, când Rusia s-a angajat, summitul OSCE de la Istanbul, când Rusia s-a angajat să evacueze și să distrugă parte din armament, partea a fost evacuat, partea distrus, se raportează acum că sunt 20.000 de tone. O precizare. Deci, noi când vorbim că este pericolul unei catastrofe tehnogene ce ține de acest depozit, trebuie să spunem. Depozitul, cum el este organizat, nu o să intru în multe detalii, nici nu-i cazul, vă rog să acceptați. El de la sine nu reprezintă pericol. Însă, dacă va fi un atac, deci din exterior, într-un act de nebunie, spre exemplu, rușii, atunci, asta ar însemna o catastrofă tehnogenă care s-ar răsfrânge nu doar asupra teritoriului Republicii Moldova sau Ucrainei. Ar avea o undă de șoc mult mai mare. Deci, asta e pe de o parte. Pe de altă parte, de fapt, fondul problemei este că acest armament staționează ilegal pe teritoriul suveran al Republicii Moldova și ei sunt obligați să-l retragă. În același rând, să nu uităm că fie 5.000 de tone, fie mai multe tone, dintre care sunt un număr enorm de obuze care ar putea fi folosite în acest război care are loc pe teritoriul Ucrainei, generat și dus într-o manieră barbară de ruși. Deci, într-o măsură oarecare, există această tendință a ucrainenilor să acceadă într-o anumită formă. Eu nu înțeleg, acum sincer, eu nu înțeleg cum văd, urmărind anumite mesaje care le transmit accesul, dar, iarăși, eu înțeleg Ucraina. Am avut o relație cu majoritatea din cei care sunt acum, bun, nu pot spune prietenie, dar ne cunoaștem, am conlucrat, înțeleg că ei sunt în război, înțeleg că mor oameni și înțeleg că ei au interese care duc la recurgerea oricărui metode, însă noi, și sper foarte mult cu partenerii noștri, vom urmări interesul de securitate al Republicii Moldova și protejarea cetățenilor Republicii Moldova. Cum utilizarea acestui aceste muniții nu s-ar putea face fără scenariul total nedorit al unei juncțiuni și dacă a reușit Federația Rusă să ajungă în Odessa, la gurile Dunării. Cred că acesta ar fi un scenariu... Eu tare nu aș vrea să discutăm asemenea ipoteză. E un scenariu horror. Și da? Cred că a fost posibil, mai ales, cred că și cei de la Chișinău s-au gândit, nu știu, undeva prin martie anul trecut, cu siguranță l-au avut pe masă. Nu cred că a fost o gândire, dar a fost o temere justificată și nu doar a celor de la guvernare. Da, absolut. Absolut. Uitați-vă, în anul 2014, eu mi-aduc aminte foarte bine, am fost în Congresul Statelor Unite ale Americii, am avut întâlniri multiple, inclusiv și la Departamentul de Stat, la Pentagon, și am mers cu o hartă desenată prin anii 50-53 către 56. Această hartă, dacă este să o alături la obiectivul anunțat de ruși în acea perioadă despre Novorosia, da? Da, celebrul concept. Celebrul concept care arată exact desenul obiectivului, scopului, da, rușilor. În acel design, hai să-i spunem așa, era parte și acea hartă despre care vorbeam, în 56 sau către 56, era ideea creierii unei republici autonome, Bugeac, din care urma să fac parte sudul Basarabiei, care acum este în componența Ucrainei, Găgăuzia, raionul Taraclea, care este populat preponderent de bulgari, o mică parte din raionul Cahul, câteva localități. Și uitați, eu am mers cu lucrurile atunci. Vorbeam despre o anumită perspectivă. Nici eu nu mă gândeam că ar fi posibil să ajungă la începutul implementării acestui obiectiv. Dar uitați-vă, revind la început,
acalmi, calmare, gândirea că uitați-vă, toată lumea obosit, nu înseamnă nici într-un caz că scopurile care au fost desenate cu mult timp în urmă, ele nu rămân valabile pe agenda lor. Da, pentru că, apropo de Odessa, încă din 2014 uităm uneori acest aspect, că după anexarea ilegală a Crimeei și ruperea acelor porțiuni din Donbass, din Donetsk și Lugansk, același scenariu s-a încercat, dar nu s-a reușit și la Zaporojă și la Odessa. Deci în mod special la Odessa. În mod special exact la Odessa, prin folosirea anumitor grupuri de suport, dacă nu mă înșel. Deci a fost un scenariu identic care s-a încercat atunci. Da, doar cu misiune, Odessa și Nicolaev. Deci ideea a fost și rămâne fi valabilă scoaterea Ucrainei de la Marea Neagră. Plămânul Ucrainei, practic, ar fi rupt. Și bine, când vorbim despre elementul securitate, să avem o hartă pe masă, fiindcă e mult mai relevant. Credeți că dosarul transnistrian sau soluționarea dosarului transnistrian va avea sau va ține de rezultatul războiului Rusiei împotriva Ucrainei? Aici deja este dependență. Eu cred că de acest rezultat depinde foarte mult. Nu doar mă refer la dosarul. Aici nu ne referim doar la dosarul transnistrian. Mai mult ca atât, eu cred că deja lumea este una alta, de la declanșarea războiului la sfârșitul acestui război, care ne-l dorim cu toții cu un sfârșit, da, favorabil Ucrainei. Asta înseamnă un sfârșit favorabil pentru noi toți, pe de o parte, și cât mai curând posibil. Și oricum, indiferent când se va întâmpla, cum, și iarăși nu putem să facem presupuneri, lumea va fi din nou foarte schimbată. Și eu tare sper că această lume schimbată va avea o altă atitudine față de probleme la general, dar în particular față de Transnistria. Mă scuzați. Da, vă rog, vă rog. Unul din obiectivele mele în calitate de prim-ministru a fost internaționalizarea conflictului transnistrian. Fiindcă foarte multă lume din auzite sau într-o manieră foarte abstractă cunoștea despre acest conflict. Ori, împreună cu colegii, asta am avut-o ca prim obiectiv, da? Să-l internaționalizăm cât mai mult, și să atragem cât mai mulți actori internaționali capabili să influențeze reglementarea. Dar trebuie să spunem că lumea, iarăși, merge pe formula calmiei, că e mai bine o pace așa proastă. Negociată. Da, 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 da. Până când nu se lovește problema reală. Și pentru, de dragul adevărului, Ucraina, pe care o susținem și trebuie să o susținem solidară toți, nu a fost foarte solidară cu noi în reglementarea conflictului transnistrian. Au devenit mai solidari și mai înțelegători când au apărut Crimeea, Donetsk și Lugansk și acum. Deci, exemplul ăsta, până nu o pățești singur, problema străină o tratezi așa cu nepăsare sau, mă rog, cu lipsă de interes. Unde vreau să ajung? Eu sper că după toată această nenorocire, abordarea internațională, și mă refer în mod special la cei care chiar pot să ia decizii, față de asemenea situație va fi una mai decisivă, nu una formală. Eu am participat la multiple negocieri în formatul 5+2. Nu pot să vă spun acum că nici nu-i cazul și nici nu o să reușesc să redau toate emoțiile și frustrările pe care le-am trăit, pentru că era un formalism cras. Mi-ați răspuns deja la următoarea întrebare. Cras. Cu acest format 5+2, care ați reușit într-o oarecare măsură la nivel diplomatic, mă refer, să internaționalizați acest dosar, dar ușile n-au fost foarte deschise, pentru că pare că s-a încercat așa, nu știu, și implementarea acelui statut special, care era mai mult oarecum o federalizare, prin care Federația Rusă putea să blocheze oricând drumul pro-european, și pare că anumite capitale vestice au mers, nu știu, acea stare de dolce farniente, care era și în 2014. Da, ați fost mult mai direct decât mine. Pe acceptare, da. Mai puțin interesându-se de consecința reglementării decât mai puțin pe consecința reglementării decât și mai mult pe forma, da, respectivă. Nu, atunci, dincolo de internaționalizare, au fost anumite mișcări. Noi am reluat negocierile, inclusiv pe subgrupe, s-au întâmplat multe lucruri. L-am convins atunci pe Smirnov, o persoană, mă rog, mai, care știe un pic despre Republica Moldova, să mergem împreună, după așa numită diplomație a fotbalului, să mergem în Germania. A fost o întâlnire bună împreună cu toți negociatorii. Ulterior a venit Șefciuc, am repetat acea experiență. Însă până la un anumit moment, și aici iarăși trebuie să spun, până la întâlnirea Merkel-Medvedev la Mezenberg. Uh-huh. Atunci când noi am aflat din presă, de fapt, că s-a discutat despre Transnistria. Uh-huh.
Și lucrurile din momentul ăla au fost pentru noi mult mai prudente în abordare. Da. Eu tare vreau, în încheiere, vă rog, că acest conflict să fie înțeles de către toți, că urmează să fie soluționat nu fără Republica Moldova, dar cu participare directă și în interesul Republicii Moldova. Noi ne dorim reglementarea acestui conflict, dar nu transnistrizarea Republicii Moldova. E tocmai pentru că, exact cum e cazul Ucrainei, nimic despre Ucraina fără Ucraina, așa ar trebui să fie și în cazul acesta. Și, exact. Și lucrurile să meargă. Acum, poate dacă îmi permiteți o remarcă puțin mai neacademică, știți că, sau cel puțin eu așa cred, că invadarea brutală a Federației Ruse de către Ucraina a dus la o reacție din partea Poftiți? În Ucraina. În Ucraina, da. Da, mă scuzați, da. Mă bucur că m-ați corectat. A dus la o reacție din partea Occidentului, la o reacție corectă. Doar că acea reacție, mai ales din partea anumitor state din vest, a venit pe fondul rezistenței Ucrainei, pentru că probabil și acum sunt anumite personaje care, sau nu știu, decidenți care s-ar întoarce la business as usual. Cu siguranță, cred că rezistența Ucrainei a fost factorul decisiv pentru care, unitate de monolit care există și e bine, bine, foarte bine că există, da. Ceea ce o să vă spun acum, dumneavoastră știți, probabil, eu doar am să formulez, încerc mai foarte succint. În momentul în care a fost declanșat acest război, nimeni nu a crezut că va dura mai mult de o lună, unii spuneau 3 săptămâni. Da. Și mă refer la nimeni, nici rușii, nici occidentale, nici măcar ucrainenii. Gândul a fost, în mod special vă spun în cunoștință cauza rușilor, că ei vor intra și acolo vor ieși toți cu flori, îi vor întâlni ca pe eliberatori. Deci a fost un calcul greșit. Un calcul greșit, slavă Domnului. Da. Or, ce s-a întâmplat în premieră pentru ucraineni, și iarăși vă spun în cunoștință de cauză, în premieră a fost o consolidare fără precedent a ucrainenilor în a rezista unei agresiuni asupra familiilor lor, asupra pământului lor. Și desigur această rezistență a dus la reacția occidentală. Ori aici iarăși avem o lecție. Dacă vrei pace, trebuie să te pregătești tot timpul de război. Da. Și Sania ți-o pregătește vara și căruța iarna. Sorry că dau așa exemple. Pentru că dacă s-auzeau, până la urmă au fost strigăte. Da. Avem nevoie de sprijin, este periculos, riscurile sunt enorme, așa s-a lăsat în așteptare să vedem cum va fi. Oricând aștepți cum va fi, vii ca reacție, nu ca acțiune. Domnule prim-ministru, o singură întrebare mai am. Timpul a trecut foarte repede, sunt multe subiecte importante și extrem de interesante. Sper să ne mai vedem. Cu siguranță. Vă lansez pe această cale o următoare Mulțumesc. Invitație. Mulțumesc. Vreau să vorbim puțin și despre neutralitate și acest concept de care am început intervenția sau dialogul nostru precizându-vă că am fost la Chișinău și am simțit că dacă undeva părerile sau pentru drumul pro-european ale Republicii Moldova sunt, hai să zic, 60-40 sau 50-50, oricum undeva mult mai echilibrate, în ceea ce privește conceptul sau perceperea NATO, lucrurile stau total diferit. Poate undeva cam 30% din mai populație puțin. Sau chiar mai puțin. Înțelege cu adevărat. Și mi-am dat seama că utilizarea Alianței Nord-Atlantice în teme de propagandă, în acest război hibrid, nu știu, implicarea ei într-o alianță agresivă și toate aceste chestiuni, au prins. Și toată această chestiune e legată de neutralitate. Și se vorbește mult. De exemplu, modernizarea forțelor armate a Republicii Moldova, Chișinău pune un mare accent pentru că se modernizează, nu se înarmează. Bine. Cunoaștem narativul, retorica. Bun, în primul rând, să aveți în vedere că puțină lume sau foarte puțină lume cunoaște ce reprezintă NATO în realitate. La fel cum foarte puțină lume înțelege ce înseamnă statut de neutralitate. Ceea ce avem noi la ora actuală este rezultatul unei propagande pe parcursul a multor ani, da? Care a dus în mintea oamenilor că NATO înseamnă război, NATO înseamnă rău. Să nu credeți că când am început noi parcursul european în 2009, atunci s-a început și dacă doriți, 7 aprilie, când tinerii au ieșit în piață, atunci s-a produs ruperea reală de URSS. Până atunci au fost așa, cu intermediențe și tatonări. Anume, de momentul ăla s-a stabilit un obiectiv foarte clar și să merge către el unde mai accentuat ca perioadă
A fost o perioadă de stagnare. Acum, pe dimensiunea NATO, apropo, mă scuzați, ce ține de integrare europeană, au fost lucruri palpabile resimțite de oameni. Cel mai, dacă să mă întrebați, prima etapă de aderare la Uniunea Europeană a fost liberalizarea regimului de vize. Uh-huh. Atunci când cetățeanul Republicii Moldova lua pașaportul și fără nicio impediment putea circula, sau cei care munceau în străinătate de ani, de zile și nu puteau să-și revadă familia pentru că nu aveau posibilitatea să revină la muncă. Deci s-a produs un impact direct pe care l-a resimțit fiecare. În același rând, investițiile care au venit din Occident, inclusiv din România, drumuri, școli, grădinițe și mai departe, au avut impact. Ori pe dimensiunea NATO a rămas doar aspectul ce ține de război, care se vedea de dimineață până în seară prin instituțiile media care au dominat în proporție de 70% opinia publică din Republica Moldova. Ceea ce nu înseamnă că acest moment poate fi depășit. Doar că e nevoie nu doar de discutat haotic despre NATO și cu ocazie. Deci aici trebuie o campanie foarte bună de informare pentru ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă NATO, pornind de la elementul indispensabil a securității, da? Dacă vorbim la etapa în care ne aflăm a statului, securitate încă o dată vorbim. Da. Acum, ce ține de modernizarea armatei? Da, este necesar. Armata în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, vă spun în calitate de prim-ministru, care cunosc, nu o să vă dau numărul de automate și așa mai departe, însă, noi avem nevoie de o armată robustă, bine dotată și care să facă față unei eventuale provocări din, și haide să spunem foarte direct, din partea celor din, să fiu înțeles corect, dacă li se înfermântă mintea la cei din Transnistria. Transnistria cu susținere. Câte investiții noi facem în Armata Republicii Moldova, pornind la dimensiunea țării, pornind de la efectiv și așa mai departe, dacă vorbim de o agresiune din partea Federației Rusiei, evident că nu va ajuta. Concluzia. Putem să vorbim acum până la nesfârșit despre neutralitate, despre apropierea de NATO, despre capabilitate și așa mai departe. Însă, obiectivul care ar asigura sau ce ar putea să asigure securitate, bunăstare, perspectivă foarte clară pentru fiecare cetățean este reunificarea țării. Odată ce redevenim o țară așa cum trebuie să fim unică, noi rezolvăm, haideți să nu spunem de la sine, că va trebui să muncim mult. Rezolvăm toate aceste elemente. Pentru că din perspectiva mea sau din ceea ce s-a văzut din exterior, în primele 4 luni după invazie, guvernul de la Chișinău a fost paralizat puțin de teamă. Da. A fost. Da. Și a vorbit în 4 luni, în primele 4 luni, despre neutralitate mai mult decât a vorbit Voronin în 8 ani de președinție. Înțelegându-i sub aspect emoțional, dar la nivel de conducător de stat, sigur nu. Domnule premier Vlad Filat, vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc foarte mult. Prezența la obiectivul Atlantic la Defense România și, cum spuneam, invitația noastră e pe masă să ne vedem și cu vești bune și pentru Republica Moldova, pentru România și cu pași concreți pentru acest obiectiv. Care trebuie să-i facem. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru prezență. Numai bine.